Bun, acum filmează, în sfârșit, salut, eu sunt Damian și îmi cer scuze că scârțesc scaunul, dar altul nu am. Cum stăteam și mă gândeam, bă, frate, n-am mai postat de 2 luni și ar fi și timpul să postez. A, o glumă bună, cine are canalul meu și încă mai postează? Eu. N-am mai postat de 2 luni, îmi cer scuze și, sincer, nici acum n-aveam ce idee, adică n-am idee să postez pentru un videoclip, dar m-am gândit eu, bă, să fac un n-am de rap clasic și după m-am gândit să fac niște întrebări, să iau de cea de pe Google cu ce ai prefera dintre o mașină sau o casă. Era ceva de genul, ai prefera să mănânci, să bei pișa sau să mănânci căcat? Și a fost ceva de genul, mai bine las că mă gândesc eu pe altă oportunitate. Dar dacă vreți, puteți să lăsați întrebări în comentariu ce aș prefera dintre, nu știu, voi alegeți. Că chiar aș face un videoclip de genul, tot intră părul ăsta în ochi, aulă, mai bine îl prindeam în coadă. Bă, dar în videoclipul ăsta vreau să fac niște poze cu mine, puțin mai cringe, nu mai fumi căieri. Păi, haide să începem. Pozele nu sunt chiar atât de șmechere sau totuși eram copil mic, deci gândiți-vă că, da. Bun, hai să începem cu prima poză. Chiar că e prima poză asta, nu cred că m-am schimbat mai deloc, adică Tot eu sunt. Mi se pare că e o poză cam wow. Adică e poza frumoasă, dar personajele suntem la fel. Hai să le iau pe toate pozele la rând. Aici purteam eu, eu sunt băiatul ăsta de aici. Bă, da, chiar când eram mic aveam părul lung, acum că sunt mare tot părul lung am. Șmecher. Aici sunt eu cu Luci, ăsta sunt eu puțin mai mare și el de Luci. Au trecut foarte mulți ani, vă dați seama. Ăsta, cum îi spune, albumul ăsta a fost tot mai cu mine, am și cu mami și cu Luci și mă ocup toate, cu toți membrii. Ok, ăsta sunt tot eu, ăsta sunt puțin. Uitați aici. Mai am încă jucăria asta, dar e aruncată prin pod. Cine se mai joacă cu jucării de genul? Dar cine se mai joacă cu jucării? Stați puțin că mai am alte poze. Uite, de exemplu, asta de aici. Aici am deja pregătit la karate să mă duc peste ea să eu mor. Bine, nu karate, armată. Mamă! Corona? Nu se știe. Corona? Cum era, mă? Coincidență? Nu prea cred. Ăsta tot eu sunt când eram pe la grădiniță. Ce mă, eram ciudat. Aici era Yeti. Uite așa arata Yeti când era copil mic. Mamă. Aici sunt eu cu mama mea. Nu știu, nu prea se vede bine. Cred că e dimineața, laptopul și o să-l închid, aș închide, dar după trebuie să ascult muzică la boxă. Și prefer să nu. Aici era o poză la serbare, nici măcar eu nu știu unde sunt pe aici pe undeva. Toți băieții erau punși la chilie, mă rog, uite-mă aici, că zici că-s fată, asta de sus. Ah, că tot vine vorba de fată. Bă, când eram mic, oamenii îmi spuneau pe stradă, uite ce fetiță frumoasă, e că mergeam eu cu tate sau cu mami pe stradă. Mă, și când i-auzeam, mă plângeam, când auzeam, da, eu sunt băiat, mamă, lasă că ești fetiță frumoasă, uite, toți băieții erau punși, nu știu, la chilie. Stai puțin că am opus. Nu am poză, pentru că nu eram tuns la chilie. Ba da, ba nu, nici când eram mic nu aveam. Și când eram mic tot aveam părul mai mare. Bă, aveam părul foarte, foarte scurt. Nu știu dacă am poze cu mine, nu am poze. Ba, cred că am poze cu mine. M-am dus în clasa nu, eram tuns foarte, foarte. Nu, în clasa 10 sau în clasa 11 m-am dus peste tot la chilie. Bă, eram tuns ca acum, dar poate că aveam părul aici mai mult, așa, și mi-a intrat părul ăsta în gură, atât de mare aveam. Și îmi spuneau oamenii, mamă, ce băiat, babele alea care au avut 87 de ani, cam așa. Mamă, ce fetiță frumoasă e și mă luau de așa de obrază. A, ce fetiță frumoasă e. Și eram băiat și ziceam, bă, eu sunt băiat, lăsați-mă în pace, nu mă mai luați pe mine cu fetițe. Și genul, stați să vă povestesc după vă mai era poze. Și, da, bă, tot așa continuam să mă ia așa, mă luau în brațe, îmi dăteau dulciuri, eu ziceam, lasă-mă în pace că sunt băiat, eram acolo, nu știu ce. Aveam o creangă din pom ruptă cu corcodușe și în loc să o mănânc mai bine, preferam să-i bag pe ei. Sunt băiat, lasă-mă în pace. Și ei ziceau, aia mă, că nu știu ce chestii de genul. Până într-o zi, când eram mic, nu știu câți, 4, 5, 6 ani, sau 7, 8,
ai maxim 8 ani sau 12, nu știu câți ani aveam. Dar știam foarte, dar hai să zicem că aveam 10 ani. Dar când aveam 10 ani și treceam oamenii pe stradă, toți ăia care îmi spuneau că sunt fetiță, bă, stăteam după poartă, îi așteptam să treacă oamenii și ăia care îi recunoșteam că îi ziceau că sunt fetiță, bă, mă duceam, deschideam poarta, îmi dădeam pantalonii jos. Da, ce sunt, băia sau fată? Și mă mai prindea mami uneori și spunea, bă, mamă, bă, dar nu e frumos ce faci? Și tu, băia mare, nu ar trebui să-ți dai pantalonii jos, ai totuși 10 sau 12 ani. Bă, mai uite, dacă zic că sunt fetiță la 12 ani, băi, nu trebuie să primi un mesaj? Să recurgi la asemenea gest. Păi mă, mami, dar să le adeuvedesc că sunt băiat. Aveam certificat, acum am buletin, cine zice cineva și peam buletinul. Da, mă, deci așa era, când treceam oamenii pe stradă, îmi dăteam pantaloni jos și le arătam că sunt băiat. Asta e, pentru că până la urmă, alt mod de a le arăta. Dar nu mi-am mai spus atunci. Nu mai mi-au spus. Și pe la stradă vreau să-mi îmbădeau pantaloni jos. Nu, uite, sunt băiat, dar nu. Eram acasă, că știi că dacă eram găsit de ceva, apugeam în casă repede, aveam timp să fug. Da. Poze, mai sunt multe poze cu mine, dar am filmat deja 6 minute și zic că este suficient. Da, aș putea să-mi pun și pasta și pasta, ar fi șmecheră. Ar fi șmecheră, dar bă, să știți că eu mă mulțumeam înainte când eram copil mic cu o singură mașinuță de jucărie, de pompieri. Acum ziua de astăzi cu iPhone e de genul. Copila 5 ani sau 6 ani cu telefonul în mână nu e bine, știți? Eu mă mulțumeam dacă aveam o mașină de-aia șmecheră de poliție sau eu preferam de poliție, nu de pompieri. De poliție să-i se aprindă farurile roșu și albastru și să meargă singură, să dai roțile în spate, să se ducă singură. Deci mă credeam cel mai șmecher copil pe o rază de 50 de kilometri. Deci eram cel mai șmecher, nu se pune nimeni cu mine, dar acum nu mai e cum era înainte. Bă, oricum, ăsta e videoclipul, s-au făcut deja 7 minute, sper că v-a plăcut. Mă mai gândesc la o nouă temă, dacă aveți sugestii puteți să mi le lăsați în comentarii că o să le iau și pe acelea și o să le fac, o să le realizez într-un video. Deci cam atât și cu acest videoclip, sper că v-a plăcut. Nu credeam că o să fac videoclipul ăsta până la capăt, puțin m-am bâlbâit, poate puțin mai mult, dar îl voi lăsa așa pentru că nu cred că îmi va ieși unul mult mai bun decât acesta. Bun. Ciao. Drop la nou, mă înțelegi? Intro-ul ăla din 2012.